Proprietarul apartamentului unde s-a petrecut incidentul este o tânără care a plătit aproximativ 50.000 de euro pentru un apartament situat în prima linie a stațiunii Mamaia, chiar la doi pași de plajă. Credea că a făcut o afacere bună, însă la un an și jumătate i-au căzut și cerul și tavanul în cap. Suntem în sufragirea unui apartament cumpărat în urmă cu 2 ani. După cum puteți vedea, mare parte a tavanului este căzut. Din fericire, nu se afla nimeni în casă când s-a întâmplat acest lucru, însă ulterior au mai căzut bucăți de tavan chiar pe mama proprietarei. Daunele materiale sunt imense, cea mai mare parte din mobilă a fost distrusă, apartamentul inundat și orice ploaie se transformă într-un adevărat coșmar. Dezvoltatorul imobiliar nu își asumă vina pentru această situație, spune că totul s-ar fi întâmplat din cauza vecinului care locuiește deasupra păgubitei, care a făcut modificări în locuință. La etajul 3 s-au făcut niște lucrări la terasă și s-a perforat platforma cu piatră și cu ce aveam noi hidroizolație și din cauza asta s-a ajuns la problema asta. Vreau să vă spun că 2 ani de zile apartamentul a fost închiriat fără probleme. Infiltrațiile au apărut de 3-4 luni de zile. Dacă a făcut lucrări în partea de terasă, noi ca și dezvoltator nu mai putem să asigurăm garanția, pentru că s-au făcut lucrări după achiziționarea apartamentului. Acum proprietara este hotărâtă să-și găsească dreptatea în instanță. Până atunci însă trage și un semnal de alarmă asupra atenției pe care ar trebui să o aibă potențialii cumpărători atunci când vizionează o locuință.